Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 7 august. Am venit să realimentez sticluțele cu sirop și vreau să verific un pic coloniile unde avem măci împerecheate acum 2 săptămâni. O să vă arăt imediat. O să luăm cap jos de aici. Luăm cap jos să verific cuibul. Aici avem o matcă de salvare. Iată, goli sticluța. Aduc și o lăghiță în care să scot ramele. Să vedem care-i treaba. Albina s-a adunat pe mijloc. E un pic agresivă. Un pic agresivă datorită abia are matca aceasta împerecheată. Și acum vin să-i mai scot din rame. Să-i mai strâng cuibul. Iată, are miere și miere proaspăt încă. O altă ramă cu miere, ea își arată. Chiar dacă e soare, s-a răcorit destul de bine. Iată, altă ramă cu miere. Acum, mulți ar zice că e de la sticluțe. Aha, nu dau așa cantitate mare încât să umple ramele. Și e foarte diluată. E mai multă apă în acele sticluțe. În sticluțe se dau 10 kg de apă cu 1 kg de miere. Deci vă dați seama că putem cu o astfel de ramă putem să tratăm această colonie 2 luni de zile. Deci cu mierea de la această ramă am putea trata colonia o lună de zile, deci nu este miere de la sticluțe. Da, acum aici mă interesează prezența măcii.
știu că e o matcă de salvare. Aici avem larve, e frumos. Matcă de salvare. Am să vă arăt de ce aș fi putut și eu să achiziționez o matcă în locul ei, da? Am preferat să fac o matcă de salvare decât să achiziționez. Și o să vedeți de ce. Eu în trecut am avut măști de salvare foarte bune. Și în caz de nevoie voi apela oricând la o matcă de salvare decât la una de cumpărat. Aici avem puietul căpăcit a unei regine de salvare. Vedeți, e foarte frumos. Foarte frumos puiet. Nimic de obiectat. Așa se vede mai bine. Dacă este obținută din botcă de salvare, adică am venit, i-am dat o ramă, după aia am selectat botca cea mai bună, și a rezultat o mătcuță care, iată ce frumos depune ouă și ce puiet frumos căpăcit are. Iată, foarte, foarte frumos. Eu am notat că a început să o dea cu 2 săptămâni, dar poate să aibă 3. Încă în momentul în care depistez că te pune ouă, deja poate să aibă și larve. Foarte mulțumit de matca aceasta de salvare. Mătcuță de salvare. Este aici mătcuța de salvare. Nu este foarte mare mătcuța. E aici pe mijlocul ramei. Trebuie să menționez că este o matcă. E mai frumoasă tineră. Este o matcă din matcă roșie. Matcă roșie. Deci dacă tot am făcut o matcă de salvare, am zis să o fac măcar să fie din matca cea mai bună din din stupina. Deci aici avem o reușită. Văd că a depus ouă și aici. Da. Are depus și pe această ramă, deci o voi restrânge pe această colonie. Rame 3, 5, pe 7 rame, sper să ierneze pe 4, 5 rame. 4 rame de la iernat în stupină la mine înseamnă o reușită. Iată, aceasta este rama care am adus-o și a făcut bocile. O ramă albă.
Acum o întorc, vedeți, are celule mai goale, o să o întorc. Chiar dacă e mai albă. Așa. Aceste rame de aici. Le voi scoate, având miere lichidă, o dau după diafragmă. Iată rama care o voi lua lângă cuib, în partea opusă, având celule goale. Dăm în partea aceasta. Și tot cuibul îl mutăm în partea urdinișului. Venim așa. Așa va veni, mă duc să aduc o diafragmă. Îi punem o diafragmă și astfel colonia este organizată. Ramii respective. După diafragmă va primi ramele cu miere. Deci iată și cu o matcă de salvare poți face o colonie. Dar contează foarte mult matca, adică de unde iei acele larve pentru a face o matcă de salvare. Contează foarte mult. Așa. Bun. Și venim cu sticluța care v-am spus, cantitatea de sirop de aici este foarte diluat, nu se pune problema mierii, adică oricum nu contaminează mierea. Punem un kilogram de miere și 10 litri de apă și preparăm soluția respectivă. Și astfel nu avem probleme cu mierea. Bun, haideți să umplu sticluța, o pun aici până găsesc altceva interesant. Numai bine!